Invitatul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate este Ștefan Lepădat. Ștefan Lepădat provine dintr-o familie de credincioși penticostali din localitatea Lipova, dar la vârsta adolescenței a uitat total mediul din care provenea și a început să guste din plin viața. Până acum mi era rușine să fim pocăiți. Până acum la școală mi era rușine să spunem că suntem de familie de pocăiți. Până acum la școală ne ridicam picioare și spuneam: nu, eu, mama e pocăită, tata e pocăit. Pentru prima dată eram bucuros să spun: sunt în familie de pocăiți. Pentru că știam că era singura mea șansă să trec dincolo. A fugit peste graniță în Statele Unite și acolo a continuat în același stil. Discoteci, bătăi, viață de noapte, tot ceea ce credea că îi poate aduce fericirea. Dar, slăvit să fie Dumnezeu, că într-un final l-a întâlnit pe cel care i-a adus într-adevăr fericirea. Ascultați emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit. Numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Domnule Ștefan Lepădat, bine ați venit la Vieți Transformate. Mulțumesc. Cum ați început? Care au fost începuturile vieții noastre de credință? Când v-ați făcut prima dată o idee despre Dumnezeu? Am fost născut într-o familie de pocăiți și am auzit despre Dumnezeu. Dar n-am gustat în fericire. Am crezut că Dumnezeu, poate că când vei fi mai bătrân o să-L înțelegi pe Dumnezeu total. Și pentru aceasta m-am dus în lume. Am crezut că acolo o să găsesc fericirea, pentru că plăcerile acestei lumi totuși au fost frumoase și parcă pentru o clipă te satisfăcea. Mergeai și făceai lucruri care credeai că te satisface. Nu vă era rușine de părinți și de ceilalți oameni din biserică? Bineînțeles că nu era rușine, ne ascundeam totdeauna. Bătăile și prostiile le făceai în alt oraș, la alt primar să ducă crucea, nu la noi. Dar nu era rușine, pentru că mama se ruga foarte mult pentru noi. De ce v-ați hotărât să gustați din tot ceea ce poate să ofere lumea? Viața pe care ați întrezărit atunci că v-ar putea oferi biserica, nu v-ar fi împlinit? Am vrut să gust pentru că Dumnezeu spune că la fiecare este îngăduită o zi. Ca să vii la Dumnezeu trebuie să vii de voie bună. Ce s-a întâmplat în timpurile acelea pe noi ne-a forțat. Și în loc să iubim pe Dumnezeu, am început să-L urâm din cauza forțării. De multe ori părinții din dragoste pentru Dumnezeu ar vrea să te atragă către Dumnezeu, dar de multe ori greșești făcând lucrul acesta pentru că forțezi. Era duminica dimineața, noi aveam sâmbătă școală, noi nu aveam nicio zi în care să putem dormi mai mult și dimineața venea tata și ne trezea la ora 6, trebuia să mergem pe jos din nou la adunare. Închipuieți 3 ore să stai iară să vii pe jos acasă și ne enerva viața asta, deci obligația aceasta. Pe când Dumnezeu, eu nu cred că dorea de la noi lucrul acesta. El vrea să vii la El pentru că vrea să vii de bună voie, nu să fii forțat. Într-adevăr, deci cu toată dragostea, părinții au vrut să vă îndrume spre Dumnezeu, dar a avut un efect, pentru o perioadă a avut un efect contrar această educație. A avut un efect negativ pentru mine personal și pentru frații mei. A fost ceva negativ și legile care erau, foarte multe legi care le puneau în vremea aceea, ne-au făcut să urâm această religie. Tunsul el la școală, batjocurile, pentru niște lucruri care nici nu erau în Biblie, nu trebuiau, nu știu de unde o scos că n-ai voie cu tare lucru, cu tare lucru. Și asta ne supăra foarte mult și ne îndepărta mai mult de Dumnezeu decât să ne apropie de Dumnezeu. Ați plecat de acasă la școala profesională? Am plecat de acasă și abia am apucat să plec de acasă. Pentru mine a fost ceva extraordinar să plec de acasă. Și am venit în Timișoara și am făcut școala profesională la Industrial 6, la preparator produse carne, legume, fructe. Și am dat de internat, am dat de prieteni, nopți petrecute în chefuri și am crezut că asta este viața. Am zis că am ajuns cumva în rai. Libertate, libertate totală. Libertate totală. Eram așa de bucuros că m-am scăpat de a mei. Eram așa de bucuros că m-am scăpat de vocile alea care te tocau în continuu. Vezi că nu-i bine, nu ți-i rușine, nu asta, nu-i voia aia. Și pentru mine, în sfârșit, am zis, asta e viața. Acum ce
Ce relație aveți cu tata și cu mama, care cu toată dragostea au vrut atunci să vă îndrume pe calea cea bună? Tata meu și mama mea a plecat la Domnul. Aș vrea să fie în viață în ziua de astăzi, să rup mâinile și să rup picioarele. M-am întors când erau ei în viață, amândoi. Și au fost într-un an 7, ne-a întors Domnul. Din 10 care numai unul mai rămas la credință. Într-un singur an Domnul ne-a întors pe 7 la credință. Din 10 frați? Din 10 frați, 7 într-un an Domnul ne-a întors. Bineînțeles că mai mare bucurie pentru o mamă nu poți să ai. Deci nu există bucurie mai mare. Mama mea a fost o mamă deosebită. Și atunci când ești posedat de diavolul, nu poți să-ți dai respectul cuvenit pentru părinții tăi. Gândind ceea ce au vrut în final, eu vreau să-ți dea cea mai mare comoară care există în lumea aceasta. Poate că nu știu să-ți o explice așa cum ai vrut-o tu, dar comoara care o legat-o de inima mea nu se poate compara cu banii, cu averea, cu nimic. N-am înțeles cuvântul care Domnul Iisus spune. Ce ar profita la un om să câștige toată lumea aceasta? Dacă și-ar pierde sufletul, ar câștiga nimica. Asta a fost. Mă simt acasă în prezența lui Iisus și l-aud cum mă cheamă. Mă simt acasă. Mă simt acasă. Să stau la masă de vorbă cu Iisus, să nu mai fiu singur. Mă simt acasă. Ați fost la școala profesională, ați făcut școala profesională de măcelari în Timișoara și apoi ați fugit în Statele Unite. Am lucrat pentru 6 luni în Arad. Bineînțeles că pe timpul ăla să fii măcelar erai mai pe sus ca un avocat. Aveai carne, să fura foarte mult. Era înainte de 89. Era în 87, erai bine văzut, deci aveai și porție de la Arad, de la abator care îți dădea, aveai voie să cumperi carne. Dar am zis că totuși aș vrea să plec din țară și m-am hotărât cu fratele meu și încă 2 și am fugit la graniță. Am plecat și am fugit pe la Ionel. Era în județul Timiș. În județul Timiș. Și era în mai, țin minte că era o zi ploua cu piatră. Ne-a lăsat cu mașina la o depărtare și am început să umblăm. Am început să umblăm pe jos cam vreo 2 zile. A doua zi când ne-am trezit, pichetul era în fața noastră. Am auzit glasurile de câini, dar n-am văzut soldații, dar am văzut pichetul. Era la o depărtare destul de mult, dar am auzit lătratul unii câinilor și nu era niciun tufiș după care să ne ascundem. Nu era absolut nimic. Am găsit o roată de tractor, cum era așa mare, jos, săpătura așa de tractor, unde trecea un tractor și cu apă așa era acolo. Am stat până seara, dar ne-am mâncat țânțarii când nu ne-am mai putut recunoaște fețele seara. Noaptea când s-a înserat, am început din nou la drum. Am pornit la drum și am mers toată noaptea, vorbeam, deci nu ne-am ascuns, nu nimic, nici n-am avut habar când am trecut fâșia. Spre dimineață ne-am speriat puțin că am ajuns în fața unui pod și am zis, mă, tot în România suntem. Și când ne-am uitat pe un stâlp, am văzut că acolo scria pe sârbește semnul ăla a morților, capul morților, să nu te apropii de stâlp. Ne-am dat seama, zic, mă, totuși am trecut frontiera. Am ajuns la un pod și am văzut acolo un tractor cu număr sârbesc și atunci am fost bucuros că am trecut în Sârbia. Am început să mergem pe drum și dorința noastră a fost să mergem până în Austria, dar lumea din sat ne-a părât și imediat a venit poliția, ne-a închetat și ne-a prins și ne-a băgat în pușcărie.
Am stat în pușcărie 20 de zile, ne-au închetat, ne-au pregătit să vedem dacă nu avem ceva cazier criminalistic și a venit în ultima zi și a spus, Ștefan, Dan, pregătiți-vă, vă trimitem în România. Am zis că ni se oprește inima. Știam că la stânga mergeai la lagăr și în dreapta mergeai către drumul către România. Ne-a băgat în dubă și s-a firat la dreapta către România. Fratele meu mai mare a fost în pușcărie tot pentru trecere de frontieră, l-a prins. S-a uitat la mine, i-a operat numai cu 6 luni înainte. Jumătate de spate a fost tăiat la mine. S-a uitat la mine, plângea, zice, ne omoară, nu mi-e de mine, dar mi-e de tine. Aveam numai 18 ani. Și zice, o să te nenorocească ăștia din bătaie. Și știa ce e bătaia. Și ne-a dus, s-a oprit duba după un kilometru, s-au dat polițaie jos, a băut 2 beri, s-a urcat în dubă și au virat înapoi și ne-a dus în lagăr. Așa ceva a fost minunea la Dumnezeu. Am ajuns în lagăr. Când am ajuns în lagăr, a fost vinerea după masa, nu s-a mai făcut niciun interviu. Am crezut că în lagăr nu o să te mai dea înapoi. Dar de unde? În lagăr te dădea mai mulți ca în pușcărie înapoi. Ne-a apucat o frică extraordinară, pentru că era foarte periculos acum. Era un interviu și la interviu ăsta erau numai 3 motive care puteai să treci mai departe. Era pe bază politică, pe bază de religie și pe bază de altă naționalitate. Am așteptat până luni să ne ia interviu. Am stat acolo, femei violate, oameni, familii despărțite, ei culcau separat, veneau polițaie la ele, spunea că dacă vrei să treci mai departe, trebuia să te culci cu ele, familii distruse, ce am văzut acolo, eram de 18 ani, a venit poliția noaptea să iei, să-i bage în dubă, oamenii dormeau cu lămile în gură, scoteau lămile și își tăiau burțile, își tăiau, ieșa sângele din ei, eu eram speriat, îți dai seama, n-am mai văzut în viața mea așa ceva, era mai rău ca în Auschwitz. Am stat, ne-am uitat, nu mai știam ce să credem. Luni am avut interviu, era ziua în care poate se decidea plecarea noastră, stăteam sau plecam. Se stătea în lagăr încă 6 luni de zile, până te scotea liber să fii la hotel. Am zis că ne pierdem mințile, să stai încă 6 luni, încât să nu știi pleci înainte sau pleci înapoi. Am stat acolo și... Nu puteați fugi și din lagăr? Nu se putea, pentru că îl luai o șansă, un risc foarte mare. Totuși, dacă stăteai în lagăr, mai aveai riscul să pleci mai departe. Dacă plecai, se dădea alarma și ies. Erau alții care plecau, dar veneau după ei cu mașina, aveau conexii și trecea. Dar așa, dacă n-aveai conexii, era foarte periculos. Luni am avut interviu. S-a întâmplat ceva foarte interesant. Pentru prima dată, până acum ne era rușine să fim pocăiți. Până acum la școală ne era rușine să spunem că suntem de familie de pocăiți. Până acum la școală ne ridicam picioare și spuneam, nu, eu, mama e pocăită, tata e pocăit. Pentru prima dată eram bucuros să spun, sunt în familie de pocăiți. Pentru că știam că era singura mea șansă să trec dincolo. Ne-a luat la interviu, noi eram cu părul lung, eram vagabonzi, mâinile, degetele erau pline de fum, de țigare. S-a uitat asta la noi și zice, de ce ați plecat din România? Ne-am uitat la ea și am spus, din cauza religiei. S-a uitat la noi, zice, cum din cauza religiei? S-a uitat la noi, zice, voi aveți părul lung, pocăiță nu are părul lung. Zice, fumați? Am stat puțin și am ezitat. Și parcă ce v-am spune, zice, spune adevărul. Zic, da, fumez. Zice, beți? Zic, da, beau. Zice, cum sunteți pocăiți? Zic, vreau să vă spun ceva și vreau să fim sinceri cu dumneavoastră. Eram cu fratele meu și am vorbit și Duhul Sfânt, eu cred că numai Duhul Sfânt a vorbit pentru noi. Noi, fără să ne dăm seama că mama mea era pe genunchi 24 de ore și se ruga, noi nu ne-am dat seama de lucrul ăsta. Duhul Sfânt vorbea pentru noi. Și am zis, într-adevăr, noi suntem dintr-o familie de pocăiți. Noi suntem din familie de 10 copii. Mama mea mi-a spus că dacă facem camere, o să avem fiecare camera lui. Și am cărat tătă vara aia cu ligheane pământ în cap și am cărat și am făcut casa. Eram săraci și ne-am făcut și noi o casă cu 8 camere, ca fiecare copil dormeam câte 3 în pat. Și mama a zis, hai să facem noi. Și ne-am apucat noi, mama, tata, și ne-am făcut casa. Păi când a fost gata casa,
jumătate din casă m-am auzit să o dau la biserică. Și n-am vrut să iei niciun ban pentru ea. Și vreau să o dau Domnului. Și nu eram supărat, mă, am cărat cu ligheanele, am făcut și uite, mama acum de la Domnul iară să facă biserică. N-am înțeles atunci, sacrificiu făceam mama pentru viitorul nostru. Și zic, uite, biserica este la noi în casă. Adevărul este că nu ne-o bătu poliția, dar nici nu ne înghite. Pentru că suntem pocăiți, nu ne înghite. Suntem ultimii din societate, plus avem un frate în America, nici atât mai mult, nu putem face, nu ne-o bătu nimeni, nu ne-o ăsta, că aș minți să vă spun lucrul ăsta. Femeia asta a fost foarte, foarte impresionată de ceea ce am spus ei. Și-a deschis fereastra și-a spus, vedeți oamenii ăia în curte, zice, toți au spus că-s pocăiți și uite cum fumează și bea. Zice, pentru că voi ați spus adevărul, mergeți în cameră și fiți liberi să mergeți la hotel. Și ne-a scos, am stat 2 zile în lagăr și ne-a scos la hotel. Am ajuns la hotel. M-am uitat la fratele meu și am zis, mă, ce deștepți suntem noi, credeam noi. Bă, ce vocabular bun avem noi, ce ne-am descurcat noi. Până am avut dreptul să sunăm în România. Am ajuns acolo și am sunat în România. Și am zis, mama, ajuns în Iugoslavia. Zice, mama, știu. Zic, mama, dar cum știi? Zice, eu m-am rugat pentru voi toată noaptea. Și am intrat în rugăciune de la ora 8 seara și am zis, Doamne, n-am să mă scol după genunchi până când tu nu vorbești. Și Domnul a vorbit prin ea ca prin gura măgăriței. Și a spus, iată, femeie, din cauza lacrimilor tale și din cauza că nu vrei să te lași de mine, iată eu, Domnul, am să merg înaintea lor și ei vor veni după mine. Am un plan de mântuire pentru ei și am să-i duc în țara aceea pentru că vreau să-i întorc la mine. Iată, eu am să merg înaintea lor și eu să vină după mine. Noi n-am înțeles, până n-am ascultat lucrarea aceasta, pentru că așa a fost. Noi am mers în picioare, am fluierat. Înseamnă că cineva a fost înaintea noastră. Trist este că încă n-am ascultat. Am ajuns în America, ne-am înhăitat cu niște români acolo, înhăitați în băutură, în lucruri, de nimic. Am început nopți, seară de seară, în băuturi, în chefuri, în femei. Dă-te lucrurile scârboase care există în lumea aceasta. Am mers peste tot, eram umblați peste tot, intram în discoteci, le plăceau la femei de noi. Eram frumoși, copiii pocăiților, copii frumoși, înalți. Și diavolul ăsta se luptă și crezând că eram cineva, dansam foarte bine, eram unul dintre cei mai buni dansatori. Nu știam că dansez pentru diavolul, să-l lărgesc împărăția diavolului, nu știam lucrurile acestea. Eram așa de slab din cauza băuturii, a fumatului în fiecare seară, distrus. Într-o seară, după câțiva ani îndelungați, într-o dimineață m-am dus la lucru, am ajuns acasă la discotecă, îmbibați de alcohol. Răsărea soarele peste noi dimineața, transpiram și transpiram alcohol, puțam alcohol. Și într-o dimineață parcă eram săturat de lume, eram săturat de absolutăt. M-am dus la lucru dimineața. Pe la ora 9 eram într-o hală și am început să lucrez singur.
Eram mai mulți băieți acolo, mai mulți prieteni. Eram programat să merem seara din nou la discotecă. Și lucram la o masă de-a mea și lucram acolo și s-a întâmplat ceva extraordinar. Am aprins o țigare și am început să fumez din țigare. Și dintr-o dată s-a auzit o voce. O voce care eu nu pot să o explic, este imposibil să explic vocea pe care eu am auzit-o. Era o voce cu o autoritate cum n-am auzit-o în viața mea la nimeni. Oricâtă școală ai avea, o voce apăsată, o voce cu autoritate, o voce care îți dădea o atâncime extraordinară. Eu nu pot să o explic, este imposibil pentru mine. Dar vocea aceea a fost simplă pentru mine, ca să pot să înțeleg. Și vocea aceea a fost foarte simplă. Vocea aceea m-a chemat pe nume. Unde ați auzit-o? În ureche sau în minte direct, sau afară? Prin ureche, direct înăuntru meu, ca un fior, ca un curent care de multe ori te curentează la o secundă, la un minut, ca un curent care intră în tine, într-o căldură extraordinară. Eu cred că a fost lucrarea Duhului Sfânt. Foarte multe lume spune, când am primit Duhul Sfânt, am simțit o căldură. Foarte mulți care au fost vindecați, vorbește și mărturisește. Cum ai fost vindecat? Simt că a fost un curent electric care a intrat în mine și prin curent acela electric, boala mea a fost încălzită și a fost dispărută. Acel curent electric l-am simțit și eu, dar a fost o voce care a simțit și a sunat în timpanele mele și a spus: Ștefane, ce ai de gând? M-am uitat în jurul meu și am început să plâng. Am luat țigarea și am țipat-o jos și mă uitam în jurul meu și am zis: dar cine vorbește cu mine? Am crezut că am înnebunit. Și am zis, dar cine vorbește cu mine? Că nu-i nimeni în jurul meu. Eram așa de slăbit, nemâncate zile în bimbat. Am zis, dă-o în bulguială. Zic, simt că nebunesc. Am uitat, după jumătate de oră, am uitat, am luat altă țigare. M-am prins a doua țigare și am fumat. Și din nou aceeași voce, Ștefane, ce ai de gând? Și atunci am zis, Doamne, știu că Tu ești. Am auzit despre Tine și am simțit, Doamne, și știu că Tu ești, pentru că am auzit de la mama mea și am văzut rugăciuni în casa părintească, am văzut oameni vindecați. Doamne, știu că Tu mă cercetezi, dar eu nu pot. Eu nu pot să mă las de țigare, eu nu pot să mă las de droguri. Eu vreau să-ți spun ție, ăla care mă asculți, chiar acum, eu vreau să-ți spun, nu veni la Dumnezeu când te scapi de droguri. Eu vreau să spun că nu poți să vii la Dumnezeu când te scapi de țigare, că nu te poți scăpa de țigare. Vino la Dumnezeu chiar astăzi, chiar acum. Lasă țigarea, lasă drogul, lasă băutura în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu te poate scăpa. Este nebunesc pentru tine să gândești că toată ziua te doare stomacul sau te doare mintea sau te doare măseaua de minte și să spui, mă duc acasă, sufăr și beau niște medicamente și doar îmi trece și toată noaptea te zvârcolești în patul tău și până dimineață trece cumva durerea și apoi te duci la doctor ca să-ți dea ceva ca să-ți treacă durerea. Este nebunie. Eu îți spun să te duci la doctor acu, vino la Hristos acu, cu țigarea, cu băutura, vino la Hristos chiar astăzi, vino la El. Așa am venit și am spus și am fost sincer înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu nu pot. Nu pot să mă las de țigare pentru că 13 ani de zile fumez 2 pachete la zi. Eu nu pot. Nu pot să mă las de femei. Nu pot să mă las de băutură. Dar dacă Tu mă ajuți de azi înainte, eu am să mă las. Și Doamne, astăzi mă pun în mâna Ta. Și am luat pachetul de țigări și l-am rupt. L-am rupt și l-am aruncat în coșul de gunoi. Când am aruncat pachetul de țigări în coșul de gunoi, toți prietenii mei m-au văzut. Ștefane, ce faci? Și am zis, de azi înainte n-am să mai beau. De azi înainte am să mă las. Și am spus, Doamne, caută-mă o soție. Caută-mă o soție că nu pot. Și aceea a fost ziua mea când m-am întors. M-am dus la biserică, prima biserică. A fost o cercetare deosebită. Și am spus, cine vrea cu adevărat ca de azi înainte să-L slujească pe Dumnezeu? Vreau să vă spun că tot sacramentul m-a știut. Cel mai mare vagabond. Cel mai mare vagabond. Nu a fost frică să ies înainte la altar, pentru că așa se întâmplă la mulți. Nu azi, mi-e rușine. Am ezitat câteva clipe și am zis, Doamne, știu că M-ai cercetat cu 2 zile înainte, dar vreau să mă duc pe deplin, vreau să mă predau înaintea Ta.
Am zis, doar iasă cineva după mine în spatele meu, că așa a fost, așa a fost și în Lipova, așa a fost peste tot. Iasă, primul, iasă, o să fie plin pe, în spatele meu. Da, de unde am fost singur. Am ieșit afară și vorbeam cu prietenii de-a mei și zic, bă, da. În fața întregii biserici. În fața întregii biserici. Când m-am ridicat și m-am predat și m-am... Când m-am întors, chiar nimeni nu era în spatele meu. Unii dintre ei mărturisea și zice, auzi, am vrut să ieși eu, dar n-am mai putut, că am fost blocat când am văzut că ai ieșit tu. Toată lumea din sac, până în Chicago, mers vestea că eu m-am pocăit. Ștefan s-a pocăit, nu le venea să creadă. Am zis, Doamne, ajută-mă să-mi caut o soție. Ce crezi că s-a întâmplat? O lună în urmă, a venit soția mea, eu n-am cunoscut-o, a venit să o viziteze pe o verișoară de-a mea. Am văzut-o, am zis, vrei să te conduc până în orașul vechi să vezi cum e? Zice, da. M-am dus cu ea în orașul vechi, i-am arătat pe acolo, am stat cu ea la masă, am văzut că este o fată credincioasă, fată bună, fată care iubește pe Domnul Iisus Hristos. Am mers cu ea acasă, o oră și jumătate am petrecut cu ea. Am ajuns acasă și am zis, Lili, ai vrea să fii soția mea? S-a uitat la mine și zice, ești nebun. Zic, știu că sunt nebun. Și bineînțeles, în 3 luni de zile ne-am căsătorit și asta a făcut Dumnezeu. A pregătit totul exact ceea ce am cerut. Dumnezeu mi-a ascultat tot ce am cerut. Și Dumnezeu m-a chemat la Evanghelie. Acum lucrez cu un grup din Sacramento, sunt vagabonzi, drogați, cu care mă ocup, am început cu vreo 10 tineri, 15 tineri, suntem peste 300, mongolieni, chinezi, vietnamizi, ruși, vin la noi în biserică, se botează cu Duhul Sfânt, botează Domnul cu Duhul Sfânt pe americani, botează Domnul în apă pe americani, ne rugăm timp de aproape 2 ani de zile, în fiecare dimineață, la ora 7, Doamne mântuiește Sacramento, în jur de 200 de persoane, am făcut niște stickere care le-am pus pe mașini, în jur de 500 de mașini, în fiecare zi merge prin Sacramento, și spune, am un vis ca Dumnezeu să mântuiască Sacramento. Te interesează? Roagă-te cu mine în fiecare dimineață la ora 7. Și prin asta a început Dumnezeu să lucreze. Ștefan, nu mai avem timp pentru episodul de astăzi, să continuăm aceste interesante și frumoase istorii din viața ta. Te-aș invita pentru episodul următor al Vieților Transformate. Stimați ascultători, așteptăm și data viitoare la continuarea interviului cu Ștefan Lepădat. Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.